ziua, domnilor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit la emisiunea Punct la Călăraș. Astăzi vom discuta despre consumul de droguri și substanțe etnobotanice în județul nostru. Legislația prevede sancțiuni clare în ceea ce privește deținerea și consumul de droguri, însă nu același lucru îl putem spune când vine vorba despre substanțele etnobotanice. În România nu este interzis consumul de etnobotanice, motiv pentru care le regăsim sub numele de legale în rândul consumatorilor. De ce legale? Pentru că sunt compuse din substanțe care pot fi achiziționate de la orice magazin de cartier. În prepararea lor sunt folosite substanțe toxice, interzise consumului. Anumite substanțe, în combinație cu diluant, insecticid sau chiar îngrășăminte chimice, produc efect halucinogen și sunt comercializate sub numele de etnobotanice. Dacă polițiștii descoperă asupra unei persoane o cantitate mică de etnobotanice, nu pot aplica nicio sancțiune, mai ales dacă posesorul o declară pentru consum propriu. Dealerii cunosc aceste prevederi legale și dețin asupra lor doar cantități mici. În cazul unui control, le pot declara pentru consum propriu și așa scapă de sancțiune. Voiam să discutăm un pic despre un subiect sensibil pentru comunitatea noastră și nu numai. Și voiam să abordăm astăzi consumul de droguri. Droguri sau substanțe halucinogene, etnobotanice, legale, așa cum sunt numite în rândul consumatorilor. Dacă la droguri situația este foarte clară și legislația prevede sancțiuni bine stabilite, nu același lucru putem spune și în ceea ce privește consumul de etnobotanice. În această zonă sancțiunile nu sunt prevăzute de lege. Oamenii, tinerii, nu știu dacă sunt neapărat tineri, dar oamenii în general, își prepară, să zic, singuri acasă aceste substanțe, le consumă, iar călărășenii au parte de un spectacol nefericit, săptămânal. Îi vedem pe străzi, îi vedem mergând fără noimă, nu au niciun sens. Ce ne puteți spune? Câte sancțiuni sau câte persoane de acest gen ați identificat de la începutul acestui an? Da, vă pot spune că, din păcate, regăsim și în județul Călăraș astfel de situații. Cea mai mare parte dintre acestea sunt concentrate în municipiul Călăraș. Uh-huh. Aș dori să precizez că, în general, zona de consum este o zonă localizată, în sensul că nu se practică sau nu se consumă astfel de substanțe pe absolut toată întinderea municipiului sau pe întinderea județului Călăraș. Uh-huh. Este o activitate pe care noi o avem în atenție de mai multă vreme, astfel că aș veni cu precizarea că în anul 2018 noi am sesizat un număr de 74 de astfel de persoane care au fost depistate ca și consumatori de substanțe interzise, ca să folosim o expresie generică. Fac precizarea că cercetarea eventualelor infracțiuni comise de către aceste persoane sunt în competența DIGOT și a structurii polițienești locale, în speță Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Călăraș, motiv pentru care noi realizăm o activitate de suport în sensul de depistare, de strângere a tuturor datelor și a probelor referitoare la o astfel de constatare, după care toate elementele rezultate sunt înaintate conform competenței. Ne preocupă acest fenomen, încercăm să limităm efectele cât se poate de mult. Pot face precizarea că organizăm periodic în zona aceasta din municipiul Călăraș, unde am constatat că se pretează distribuirii și, după caz, consumului de substanțe interzise. Organizăm în mod periodic acțiuni cu efective mărite și instituim zone speciale de siguranță publică, ceea ce presupune prezența diferitelor structuri în zonă într-o succesiune bine stabilită. Și cred că anumite rezultate pozitive am reușit să le obținem pe această zonă. Un aspect pe care aș dori să vi-l prezint legat de consumul de substanțe interzise este faptul că urmărim acest consum nu doar în aceste zone care ne ridică anumite probleme, ci ridicăm, urmărim acest consum și în trafic. Uh-huh. Am reușit astfel în cursul anului 2018 să constatăm un număr de 6 infracțiuni la regimul rutier privind conducerea sub influența unor substanțe cu efect psihoactiv, articolul 336 Cod Penal. De asemenea, în perioada pe care am parcurs-o în anul 2019, am constatat un număr de 4 astfel de infracțiuni. În fiecare caz se întocmește dosar penal și se pronunță o soluție prin parchet.
Noutatea este că în cursul acestui an, relativ de curând, am primit în dotare două aparate tip Dragger, care au această capacitate de a depista consumul de droguri. Aspect care ne ajută foarte mult și pe care încercăm să le utilizăm intensiv. Deci aparatura pentru depistarea persoanelor care au consumat droguri a intrat anul acesta în dotarea dumneavoastră sau aveți din anii precedenți? Anii precedenți foloseam o aparatură mai puțin performantă, în sensul că se foloseau anumite teste. În momentul în care o persoană este identificată în trafic, consumator de droguri cu aceste aparate, care este procedura ulterioară? Mergeți, îl duceți la spital pentru analize suplimentare sau care... Absolut. Procedura este similară consumului de alcool. Uh-huh. Momentul în care aparatul depistează pozitiv conducător auto la o anumită substanță, uh-huh, ultima constatare de acest gen a vizat substanța denumită cocaina, se procedează pe lângă momentul întocmirii documentului respectiv de constatare la conducerea persoanei în cadrul spitalului de urgență Călăraș, unde se recoltează probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului și a gradului de ingerare. Sancțiunile sunt la fel ca la cele pentru alcool în trafic? Da. Sancțiunea este aceeași, doar că în marja oferită de lege, ulterior în cursul procesului penal, pedeapsa poate fi individualizată, bănuiesc în astfel de condiții, către maxim. Și pedeapsa poate fi diferențiată în funcție de ce, de substanța consumată? Sau indiferent ce ai consumat, atâta timp cât este substanță interzisă, primești pedeapsa asta? Este un atribut exclusiv al judecătorului și nu există o individualizare în raport de substanța consumată. Se analizează de la caz la caz implicațiile acestui gest, acestei fapte și în raport de asta se dispun și măsurile legale. Înțeles. Dacă la alcool există o anumită limită bine stabilită de lege, dacă o depășești, rămâi fără permis. Dacă o depășești, suporți sancțiunea asta. La droguri, cum este? Există la droguri, simpla limită? Prezență. Nu există o valoare anume. Simpla prezență. Te-am identificat pozitiv, exact, se aplică legea. Exact. Simpla prezență în probele biologice ridicate, prelevate, determină existența infracțiunii. La începutul discuției mi-a spus că sunt 74 de cazuri. 74 de cazuri de în anul 2018. 2018. Da. Și anul acesta? În anul acesta avem 20 de astfel de cazuri depistate. Până în momentul de față? Da. 20 de cazuri vă referiți la consum de droguri sau și substanțe etnobotanice? Ne referim în principal la consum de substanțe așa zise etnobotanice. Am înțeles. Deci numai pe substanțe etnobotanice au fost. Așa cum am spus și la început, legea nu prevede o sancțiune foarte clară în ceea ce îi privește pe acești consumatori. Realmente, dumneavoastră ce faceți? Mergeți la intervenție, îi ridicați și pe urmă... În momentul în care există astfel de sesizări sau în momentul în care colegii noștri aflați în patrula de ordine publică sesizează astfel de cazuri, se intervine după caz dacă prezența sau actele, gesturile pe care aceștia le săvârșesc în public întrunesc condițiile de sancționare conform legii 61/1991, sunt aplicate sancțiuni contravenționale specifice acestei legislații. Din păcate, în această zonă, pentru consumator nu există o sancțiune legală doar pentru noțiunea de consum. Din păcate, pentru moment, nici nu aș putea preciza dacă o simplă sancțiune, chiar dacă ar exista, ar conduce la eliminarea sau diminuarea fenomenului, pentru că, în opinia mea, și nu doar a mea, pentru că aceste lucruri au fost dezbătute și într-un cadru oficial cu alte instituții implicate, fenomenul are o latură extrem de complexă, care implică și niște elemente medicale, elemente psihologice, elemente de familie, de conjunctură și există situații în care nu doar latura punitivă poate crea rezultatul dorit. Din aceste considerente apreciez eu că abordarea trebuie să fie una cât se poate de complexă și adaptată de la caz la caz. Din punctul dumneavoastră de vedere și ținând cont de experiența dumneavoastră, consumatorii își produc singuri aceste substanțe, mă refer strict la etnobotanice, sau au început să apară și comercianți, adică vânzători care le vând deja preparate? Există cazuri în care probabil și-au dobândit anumite abilități de a-și crea anumite substanțe.
Însă, de regulă, și le procură substanțe gata preparate, care le sunt furnizate de terțe persoane. De cele mai multe ori sunt substanțe care suferă modificări de la o perioadă la alta, care nu mai corespund ca și conținut chimic și care dau efecte cât se poate de adverse sau necunoscute puternice, înainte de ingerare, absolut. Probabil ei schimbă substanța de la an la an sau de la lună la lună, probabil apar alte substanțe noi. Voiam să vă întreb, există puncte nevralgice, adică știți exact unde îi găsiți sau pur și simplu, nu au un loc de întâlnire a lor? În ceea ce privește municipiul Călăraș, spunem special, există și cazuri în județ, dar o idee mai rară, există o concentrare a acestui fenomen, un procent de 90% într-o zonă centrală a orașului pe care o cunoaștem. Și este zona unde, vă spuneam anterior, am acționat cu predilecție. Însă există și alte situații în care își procură, probabil în această zonă sau în alte medii, substanțele interzise, cu efect psihoactiv și merg și le consumă, le utilizează în alte zone ale orașului. În ceea ce privește activitatea de prevenire, puteți să ne spuneți dacă în jurul unităților de învățământ există, nu știu cum să numesc, pază suplimentară sau le aveți luate în vedere astfel încât acești furnizori de substanțe cu efect halucinogen să nu își facă loc? Mediul școlar se află în atenția noastră permanentă în ceea ce privește asigurarea ordinii publice, însă o atenție deosebită am acordat școlilor care se află în proximitatea acestei zone care ne-a stârnit nouă anumite probleme, motiv pentru care am acționat mult mai preponderent în aceste zone. Pot spune că pentru moment, în ceea ce ne privește, cred că am asigurat elementele de siguranță în ceea ce privește elevii acestor școli. Nu am întâlnit situații deosebite, nu am întâlnit probleme în ceea ce privește consumul în mediu efectiv școlar. Problemele, așa cum le-am constatat noi, se regăsesc în afară, în special. Ne puteți spune dacă consumatorii de etnobotanice se regăsesc în rândul minorilor sau sunt persoane adulte? Elementele de statistică pe care noi le-am obținut ne spun că regăsim consumul, în special începând cu vârsta de 16 ani, deci automat și minori. Există anumite sesizări care implică și o vârstă chiar mai scăzută în ceea ce privește consumul. Însă nu toate aceste fapte sunt sesizate întotdeauna. De regulă, atunci când sunt implicați minori de vârste mai fragede, de regulă familia intervine și caută să rezolve situația cu metode proprii, metode de ordin familial, și mai puține ajung a fi sesizate organelor de ordine. În cazul minorilor identificați de dumneavoastră, luați legătura cu familia, se discută cu familia acest aspect sau în atribuțiile dumneavoastră cade doar preluarea, eu știu, transportarea la unitatea de primiri urgențe și apoi se termină? Nu, luăm legătura cu familia pentru că în momentul de față cadrul procesual penal implică și obligația organelor de poliție atunci când audiază minori să fie aceștia asistați de către un membru de familie. Și în aceste situații, după primele măsuri de constatare, de evaluare a situației, după strângerea probelor care ne sunt la îndemână, întotdeauna se contactează și familia. Aveți idee cam de câți ani a apărut acest fenomen în Călăraș? Dacă ar fi să dăm un pic timpul înapoi? Fenomenul este apărut într-o perioadă relativ recentă. Spune că a avut o anumită evoluție în ultimii 4 ani aproximativ. Am înțeles. Și numărul consumatorilor, ținând cont de statistica existentă în momentul de față, numărul consumatorilor crește de la an la an sau există o fluctuație? Pentru o perioadă a existat o creștere. În momentul de față, pe datele pe care le avem, îndrăznesc să sper și să cred că cel puțin anul ăsta vom obține măcar o mică scădere.
Organizați și acțiuni preventive, adică mergeți în școli să le explicați copiilor efectele, riscurile? Absolut, organizăm acest gen de acțiuni preventive. Personal am participat la o acțiune de informare a directorului școlar la începutul anului școlar 2018-2019. Există colegi de-ai mei care participă în mod frecvent și activ la orele de dirigenție, la alte activități organizate în școală, iar problema consumului de substanțe interzise este întotdeauna unul din punctele abordate. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani. Reprezentanții jandarmeriei susțin acest lucru. Dacă până acum se făceau acțiuni de prevenire numai în clasele liceale, autoritățile s-au văzut nevoite să coboare la clasele 5-8. Voiam să abordăm astăzi un subiect sensibil, cred că este pentru comunitatea noastră, și anume consumul de droguri și substanțe non-botanice. Dacă în ceea ce privește consumul de droguri, legislația prevede clar o sancțiune în acest domeniu, nu același lucru putem să-l spunem și despre etnobotanice, unde legislația nu prevede niciun fel de sancțiune. Și voiam să vă întreb pentru prima dată, de la începutul anului până în momentul de față, câte sancțiuni ați dat, câte cazuri ați identificat, care este situația la nivel de județ? De la începutul anului și până în prezent, jandarmii călărășeni au depistat pe raza municipiului Călăraș pe timpul executării misiunilor de ordine publică independent și în menținere, cu colegii de la poliție, 114 persoane au fost depistate care aveau asupra lor, care dețineau substanțe hallucinogene și etnobotanice. Din aceste 114 persoane, 101 persoane au fost întocmite acte necesare începerii urmăririi penale, cu potrivit legii 143/2000, privind combaterea traficului și consumului ilicit de substanțe, de droguri, și conform legii 194/2011, privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Am înțeles. Voiam să vă întreb, amenziile nu le aplicați dumneavoastră? Nu, noi doar facem constatarea. Deci pe timpul îndeplinirii atribuțiilor, pe timpul executării misiunilor de ordine publică, să se înțeleagă, pentru că este o mică diferență. Jandarmeria română nu are competență în acest domeniu, da. Nici noi și nici colegii de la poliție. Competența în ceea ce privește combaterea acestui fenomen o are direct Serviciul de Crimă Organizată și DICOT-ul. Noi venim în sprijinul lor pe timpul derulării și executării misiunilor de ordine publică, efectiv în stradă. În stradă. A fost depistat, s-a găsit deasupra lui, se constată, se ridică substanța respectivă pe care o are deține asupra lui, se documentează un proces verbal și se predă organelor competente. În felul acesta, noi venim în ajutorul colegilor noștri din cele două structuri și de a reduce cât de cât și de a conștientiza acest, putem să-i spunem, flagel, acest deja depășit pragul acela de un mic consum la nivel de județul Călăraș, ocazional, deja s-a depășit și tind spre putem să spunem, de a se generaliza acest consum în rândul tinerilor, în zonele de agrement, în zonele de distracție pe care le dezvoltăm. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani? Da. Din experiența dumneavoastră? Din păcate, Călărașul, din păcate, vorbesc teritorial, da. Se află, este ca o punte între București și Constanța. Constanța, o zonă portoară, un trafic intens de persoane, străini, vapoare, o piață de desfacere. Bucureștiul la fel. Călărașul se află pe acest traseu și automat și tinerii din Călăraș, foarte mulți dintre ei fiind studenți la București, relațiile pe care le au conjuncturale sau de colegialitate cu ceilalți vin cu consum, cu dorința efectiv de a consuma, cu dorința. Probabil le-au încercat acolo și vin în Călăraș și... Exact. Și pus pe plan local, când încep de la... Hai să încerc și eu să văd și eu, de la o substanță non-botanică pe care... Aceste substanțe non-botanice, astea se găsesc și la magazin. Și la magazin. Ei și le procură și le... Prepară acasă. Prepară și le amestecă. Automat, o substanță cu un contact cu altă substanță... Exact. Se întâmplă ceva, da. Eu voiam să vă întreb, legislația, cum am spus la început, nu este foarte clară în domeniul ăsta, nu prevede sancțiune, dar eu
fac o comparație totuși. Mă gândesc cum se prepară o bombă. Domnule, dacă mergi la magazin și ți-ai luat doar fitilul, nu este nicio problemă. Dacă îți mai cumperi și celelalte componente și ai creat o bombă, atunci s-ar putea să ai o problemă gravă. Așa mă gândesc că este și cu substanța asta etnobotanică. Mergi la magazin, îți cumperi o substanță pe care o poți folosi în casă, nu este niciun fel de problemă. Dar în combinație cu alte substanțe și obții, în momentul în care obții efectul ăsta halucinogen, atunci ar trebui să existe o sancțiune foarte clară. Și mai ales că o produci pentru tine, consum propriu, mai e cum mai e. Exact. Dar să o mai și comercializezi, atunci... Legislația în vigoare sancționează, sunt infracțiuni, comerțul, deținerea, din păcate, nu mai este infracțiune. Dacă deții, aș vrea să clarific. Pentru consumul propriu. Pentru consumul propriu nu mai este infracțiune. Am înțeles. Deci de aici apare, domnule, că nu se întâmplă nimic, pentru că persoana care este depistată în stradă, în timpul misiunii, care având asupra lui un piculeț, declară că este pentru consum propriu. Și atunci nu mai este infracțiune. Devine infracțiune în momentul în care se constată că în acel pliculeț substanțele sunt de anumită categorie care se încadrează a fi sau a nu fi băgată în categoria. Păi, dealerii bănuiesc că cunosc foarte bine legislația în vigoare și atunci cu din siguranță își vor lua... O cunosc, iar ce a spus dumneavoastră că aceste substanțe se găsesc, cum a spus, a dat exemplu cu bombă, acei precursori care sunt necesari pentru construirea unei bombe sau pentru fabricarea substanțe respective, nu sunt interzise a se comercializa în piața publică. Asta spun. Pentru că sunt substanțe care nu au separat, nu au niciun efect. Exact. Din câte știți dumneavoastră, majoritatea consumatorilor sau persoanelor identificate, majoritatea provin din rândul minorilor sau tineri? Vârsta, cei depistați sunt tineri, bineînțeles. Vârsta este cuprinsă între 16 și 38 de ani. Deci avem și minori. Da, da, de 16-38 de ani, din păcate așa este. Sunt din municipiul Călăraș, majoritatea din modelul, cea mai constatat din comuna modelul. Frecvența cu care noi depistăm pe stradă pe aceste persoane sunt cam la 2-3 zile. La 2-3 zile avem. Înseamnă că deja știți... Avem. De asta am și spus că s-a ajuns la o generalizare și comercializare a consumul de drum îi preluați din stradă, îi transportați la spitalul... Cei care au nevoie de îngrijiri medicale, sigur, îi ducem și la spital pentru a primi îngrijiri medicale care, unde este cazul. Ceilalți, v-am spus mai devreme, ridicăm cea deasupra lui substanța pe care pe care o deține și declară că este pentru consum propriu, pe care nu o pune într-un pliculeț, se tocmește un proces verbal și se merg către instituțiile competente. Aproximativ 30-40% din consumatori, din persoane depistate, îi prindem și a doua oară. Înseamnă că au deja dependență. Exact. Asta nu să spun că doar dorința de a încerca, de fapt asta, pe asta merg și se bazează dealerul, hai să încercăm, hai să vedem cum e, îl momește cu că el dă gratis, nu-i dă nimic. Pentru început. Vorbeam puțin. Până-l prinde. Până-l aprinzi. După aceea este pierdut. Pentru a preveni totuși extinderea acestui fenomen, instituția dumneavoastră, în colaborare cu alte instituții, organizați și acțiuni de prevenire în școli sau în... Sigur. Noi am desfășurat foarte multe acțiuni împreună cu Agenția Națională Antidrog la nivel județului Călăraș, în municipiul Călăraș, în municipiul Ortenița și în comunele limitrofe. Inițial am început cu liceul, cu clasele 9-12. Unde sunt mai tentați. A trebuit să coborâm, să mergem la clasele 5-8. Deci a trebuit să coborâm. Inițial zic, domnule, zic clar, mergem la liceu împreună cu colegii de la ANA și discutăm, le explicăm mai mult ei. Este linia lor. Deoarece noi venim în sprijinul lor și încercăm să conștientizăm cât mai mult tinerii. Am coborât de la liceu la clasele 5-8. Din păcate, încercăm să conștientizăm și familiile. Am tot avut luați legătura și cu familiile? Am avut foarte multe întâlniri și la Consiliul Județean și la primărie, diverse întâlniri cu Direcția Generală de la mama și cu Protecția Copilului. Protecția Copilului. Deci și cu Ana nu mai spun. În ședințele de ATOP am avut câteva ședințe desfășurate tocmai pe această temă, pe consumul de drum botanic, unde încercăm să identificăm măsuri, soluții pentru a ne implica cât mai mult în aceasta, de a conștientiza și părinții, familia și mediul în care trăiește
tânărul. În urma acestor întâlniri pe care spuneți că le-ați avut, o concluzie finală, care ar fi? În afară, nu știu, mă gândesc că ar fi asta cu schimbarea, cu schimbarea legii. Au fost ridicate și alte sigur, probleme? Sigur, și sigur. Ar fi foarte bine. Ar veni și în sprijinul instituțiilor abilitate ca deținerea să se sancționeze ca și infracțiune. Mm-hmm. Să nu mai fie doar o simplă contravenție. Deci ajungem la modificarea legislativă. Ar fi foarte bine venit în contextul în care fenomenul începe să prindă foarte, foarte bine rădăcini și să prindă... Am înțeles, să ia ampără la nivelul, județului nostru. Nu numai Călărașul, să știți că e în această situație. Eu sunt convinsă că în marile județe cu centre universitare consumul este și mai și. Noi avem noroc că nu avem. Avem un singur centru universitar la agricol și sigur, cam atât. Sigur. Am din păcate, noi ne facem împreună cu tuturor abilitate, tot ce putem pentru a combate acest fenomen. În ultima perioadă și poliția locală a raportat cazuri de consumatori de droguri sau substanțe etnobotanice identificați în municipiul Călăraș. Consumul de droguri și de substanțe etnobotanice în ultima perioadă a luat amploare în municipiul Călăraș. Ce ne puteți spune de intervenția poliției locale în acest domeniu? Împreună cu alte structuri aparținând MAI, mă refer aici la poliție și jandarmerie, pe timpul activităților de patrulare am întâlnit diferite situații de acest gen. Poliția locală, având atribuții limitate în ceea ce privește constatarea și luarea unor măsuri eficiente în ceea ce privește consumul de substanțe interzise. Ce am făcut? I-am predat pe bază de proces verbal Poliției Naționale, urmând ca aceștia să ia toate măsurile în ceea ce privește identificarea, nu știu, distribuitorilor, identificarea și altor consumatori. Chiar săptămâna trecută, polițiștii locali au surprins doi tineri care aveau asupra lor cannabis, au fost predați organelor de poliție pentru continuarea cercetării. Poliția locală nu poate aplica amenzi în acest domeniu, nu? Nu poate aplica amenzi, dar din câte știu, nici jandarmeria sau Poliția Națională. Sunt structuri abilitate din cadrul Ministerului care se ocupă special de acest lucru. Să înțeleg, dumneavoastră doar îi puteți prelua, îi predați poliției sau după caz puteți să-i transportați la unitatea de primiri urgență? Sau anunțăm pe cei de la UPU dacă situația o impune, că au fost și cazuri în care tinerii erau foarte tulburați și a trebuit să chemăm UPU să-i salvarea. Da. În intervenții, dacă situația o impune, solicitați și ajutorul celorlalte structuri? Da, bineînțeles, da. Deci numai împreună. Avem o bază de date în care îi avem pe acești consumatori de droguri și colaborăm foarte bine cu poliția și jandarmeria. Facem schimb de informații în ceea ce privește acești consumatori de substanțe interzise. Aici se încheie prima parte a emisiunii noastre. Revenim miercuri cu mai multe informații pe marginea acestui subiect.